Începe Laura să aibă dubii în privința intențiilor lui Albert? Tu-ți dorești o relație serioasă? Dintr-o sută... Eu vorbeam serios. Mai spune-o de fapt. Și n-ai înțeles? Dacă îmi doresc o relație serioasă? Da. Da. De ce? Ce treabă are? De unde ți-a venit asta? Pur și simplu. Da, ok. Poate nu ești pregătit, poate nu ai asta în cap, adică neapărat să ai o relație. Ești sigur că vrei să ai o persoană lângă tine? Cum să nu? Ce? Da, nu văd rostul... Da, de fapt bine. Poate fi și din perspectiva ta. Da, eu îmi doresc o relație serioasă. Da, pentru că eu îmi doresc foarte mult. Știu ce zici. De asta te întreb. Da, dar tu poate te duci iar în zona aia în care, ți-am zis, nimic nu... Nimic nu, nu ți este garantat. Păi da, știu asta, că aici poți să vorbești că faci aia, așa, aia și afară poate să fie altceva. Da. Înțeleg ce vrei să zici. Dar eu voiam să știu dacă tu chiar gândești așa, adică dacă chiar vrei cu adevărat o persoană care să fie lângă tine. Pentru că eu asta îmi doresc. Păi, cu siguranță. Asta e ideea, nu? Păi de asta te-am întrebat. Doar că trebuie să... Găsi bine, cum ne-am găsit noi, dar ți-am zis, da, eu îmi doresc o relație serioasă. Ok, trebuie să-ți dorești o relație serioasă cu mine. Păi da, dar... Da, să zic, eu îți povesteam ceva și din neam te-ai sărit cu întrebarea asta. Păi dacă la asta mă gândeam, ce vrei? Ah, ok, bine, da. Eu ți-am zis că eu zic ce gândesc. Da, nu e ceva greșit. Ce înseamnă la tine relație serioasă? Adică ca mai exact... persoana de lângă tine să fie lângă adică ce înseamnă tine. Adică ce înseamnă pentru tine o relație serioasă? Asta vreau să te întreb. Să facem totul împreună, să fim... Adică nu lipiți unul de altul. Ok. Fiecare cu jobul lui, că așa o să fie. Dar care să se ajute unul pe altul, care să se înțeleagă că despre asta e vorba într-o relație. Care să fie acolo, știi? Te gândești la lucrurile astea, cu mutatul, cu... Că eu mă gândesc, de exemplu. Ok. Continuă. Că te ascult. În relația pe care ai avut-o tu de 4 ani, da? Okay. Tu nu ai stat împreună cu persoana aia. Adică... Da. N-ați locuit împreună. Ok. Am locuit periodic. Da? Da, ok. Adică crezi că ți-ar fi bine... Dacă te-ai gândit la viitor, gen, în stadiul ăsta de cuplu în care o să fim împreună, adică o să locuim împreună. Tata, asta le vezi pe parcurs. Mai întâi trebuie să cunoști omul, nu? Da, dar asta ți-am zis, că m-am gândit să te întreb să văd dacă chiar îți dorești o relație serioasă, știi? Da. Pentru că eu, în capul meu, eu mă gândesc la toate lucrurile astea. Și cum ți-am zis mai devreme, nu mă gândesc. Dar dacă nu, adică... De dacă nu ce? Adică dacă nu ne înțelegem. Eu nu m-am gândit. Păi nu te gândești, dar în momentul de față... N-ai de unde să știi ce o să fie, asta știu. Da, și asta, dar e... Trebuie, cum ți-am zis de fiecare dată, să ai răbdare, să avem răbdare. Că nu ne grăbește nimeni. Da, știu. Dar în același timp vreau să știu cu ce om plec la drum, înțelegi? Adică să știu ce gândești tu. Mai pe scurt. Ok, da. Eu nu intru într-o relație așa, înțelegi? Ok. Așa cum? Adică doar așa. Eu vreau să fim siguri de ceea ce ne dorim. Tu cum vezi o relație serioasă? Din punctul tău de vedere. În primul rând, trebuie să ne înțelegem. Contează foarte mult, din punctul meu de vedere, respectul între noi pe care îl avem. Să fim noi, să vedem dacă ne potrivim, să vedem cum ne înțelegem. Pentru mine este foarte important și cum o să ne înțelegem afară. Cum o să ne înțelegem afară. Pentru că este foarte important. Aici vezi și tu că nu sunt așa multe lucruri de făcut. Da. Ei, în momentul în care noi o să ieșim afară, atunci suntem, cum ar veni, nu neapărat peste tot, să zic, dar
ești tu cu viața ta și eu cu viața mea și vedem dacă amândoi, dacă viețile noastre se potrivesc. Mm-hmm. Că tu o să vezi cum e viața mea de afară, eu o să văd cum e viața ta de afară. Da. Și atunci îți dai seama cel mai bine. Ca așa idei și vorbe și așa... Păi asta vorbeai și cu Mariana seara, zic, că așa poți să zic idei și nu știu ce și așa, astea se pot spune foarte ușor. Da, exact. Dar eu sunt mai mult omul faptelor, le vezi și atunci, adică le vedem și atunci putem trage concluzii. Mult mai clare. Că și chestia asta, din punctul meu de vedere, că să-ți alimentezi creierul cu... multe întrebări de genul și după să, nu știu, să-ți creezi anumite răspunsuri sau nu. Deci asta nu e ok. Mie mi se pare că tu ții foarte tare de lucrul ăsta. Adică la modul ăla... De ce lucru? Ăsta așa cum, vrei o relație serioasă, vrei să te miriți, vrei să te... Înțelegi? Se simte foarte, adică lucrul ăsta se simte la tine. Prin vorbe, prin ceea ce gândești. Ceva rău că nu înțeleg. Nu, păi eu voiam să întreb altceva. Voiam să întreb cum ai ajuns tu aici, în punctul ăsta, în care tu îți dorești atât de tare lucrurile astea. Pentru că eu am stat foarte mult singură, 3 ani jumate. Și... aveam momente... 3 ani jumate singură sau...? Am mai avut încercări, dar nu s-a legat nimic, adică... Nu ne înțelegeam, nu... Ori era din partea mea ok și din partea lui nu, ori invers. Ok. Și? Și la un moment dat n-am mai vrut deloc, n-am mai vrut relație. Adică... Asta în perioada asta de 3 ani jumate? Da. Bun. Și aveam stări de-astea nașpa, adică ajungeam acasă și era casa goală, n-aveam cu cine să ies, nu știu. Și de ce n-ai încercat să-ți... dacă tot ai văzut că... Na, nu știu dacă e chiar corect să spun, dar că nu ai avut, găsit că nu ai avut noroc, persoana că nu ai avut noroc, potrivită, nu? Dacă ai văzut că nu... Adică să fie compatibilitatea aia în caracter, în ceea ce vreau să fac, în ceea ce vrea el să facă, știi, în tot, cum ar veni, să ne înțelegem din priviri. Dar te-ai gândit vreodată că probabil, tu ți-ai format niște așteptări foarte mari? Nu. Și de aici să îți vină toate lucrurile astea? Eu înțeleg ce vrei tu să zici, dar am așteptat și în timp s-a demonstrat că nu era pentru mine sau eu pentru el, știi? Cu ce ți s-a demonstrat? Hai bine, din nu te bag în detalii de genul, dacă nu dorești, din nu comportament. Am avut perioade în care am stat să văd ce se întâmplă, n-am fost tot timpul... Vreau relație serioasă, vreau relație serioasă, știi? Asta, că eu mă gândesc în momentul în care te duci foarte mult și stai cu gândul acolo mereu. Știu. Din ce stai cu gândul, atunci nu ai. Da, știu ce zici. Păi și ce te-a apucat acum? Deci că e musai să te măriți în următoarea lună. N-am mai adus în discuție căsătoria. Vorbeam pur și simplu să văd ce gândește el, ce își dorește el. Da, nu știu, și ți se pare că vă doriți același lucru? Momentan, da. Tu îi ceri o garanție că el vrea o relație serioasă și el ți-a spus corect că stai puțin să vedem cum om fi. Nu poate să-ți dea o garanție. Cum nici tu nu poți să-i dai lui, că el va fi alesul. Da. Dar pare că te agăți un pic așa, ai intrat în treaba asta, te uiți stânga-dreapta și vezi că... N-am intrat deloc în treaba asta, că văd stânga-dreapta, mă interesează Laura. De mine și de el. Nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, nu mă interesează ce face unul și altul. Dar dacă simt să vorbesc anumite lucruri, eu le vorbesc, adică... Da. Tu te-ai gândit că poate îl sperii când îl iei așa, dintr-o dată? Da, m-am gândit.
vrei relație serioasă? Vrei relație serioasă? Aoleu, vreau, dar poate nu mâine. M-am gândit, dar tot le zic. Nu e vorba neapărat de speriat, nu este cazul. Pur și simplu, poate la un moment dat devine obositor, să spun. Nu într-un mod rău. Dar am înțeles și ce a vrut să spună Laura și de asta am și întrebat-o dacă în trecutul ei s-a întâmplat ceva de a făcut-o să ajungă la aceste concluzii și la... Oricât ai încercat, nimeni nu poate să-ți dea nicio garanție. Asta i-am spus. Nimeni de pe pământul ăsta. Da, că nici eu nu mai am răbdare, am răbdare, doamne. Păi să ai, da. Trebuie să ne bucurăm de moment. Corect.